Noi încă suntem în ajutor. Am emoții că vorbesc despre problemele fetei. Ea nu vede. Cataractă. Vă spun că un an de zile cât am stat în Moldova, nimeni nu m-a ajutat. Un an de zile de spital am stat. Medicii, așa. Așa se uitau la copilul meu, ca la o cârpă. Medici care erau profesori cu experimente, care un an de zile copilul a primit medicamente care el nu trebuia să le primească. Dar acolo în Turcia ne le-au oprit deodată și copilul și-a revenit. A început să zâmbească ca un copil normal. A început să meargă, a început să mănânce singură, că ea un an de zile am hrănit-o prin zondă, care vomita. Îi dădeam 100 de mililitri, 100 de mililitri o vomita înapoi. Acolo medicii ne-au explicat, cuvânt în cuvânt, ce să fac, ca copilul să-și revină. Dar medicii noștri nimic nu mi-au făcut. Da, aici am trecut cu ochișorii. Și am trecut și acolo. Și fix așa ne-au spus. Dar aici nu fac operații. 100% în Moldova nu o fac. Că moldovenii medicii noștri, da, sunt buni. Dar ca să-i găsești, trebuie să umbli mult după de jit. Și chiar să le dai și bani. Ca să-i dai și bani. Dar nu-i... Bani. Да.